București, 1984. Tatăl meu era în primul an de facultate. Urma să devină coleg și bun prieten cu un student grec. Cei doi au împărțit aceeași bancă timp de 4 ani. Însă el avea acces numai la informațiile oferite de facultate, pe când colegul lui grec avea acces la informațiile oferite de întreaga lume. Limita de informație și de liberă mișcare i-au lăsat o amprentă puternică, deși își dorea mai mult. După 1989, România a devenit o țară liberă. Tatăl meu s-a bucurat de schimbare, deși urma limitelor avute în tinerețe nu a dispărut. Când am crescut, m-a încurajat să profit de oportunitățile din jurul meu, iar eu am decis să plec la studii în Marea Britanie. Spre deosebire de el, am avut mai multă libertate de alegere. În ziua în care l-am invitat la ceremonia de absolvire, am înțeles că eu am reușit să profit de oportunitățile despre care mi-a povestit încă de când eram mică. Iar astăzi, când am primit diploma, mi-a zâmbit cu mândrie. Student Puzzle profită de oportunități.